Deci uleiul maxim, ok. Cum dracu câteodată nu merge, nu arată uleiul. Am fost mai devreme la un băiat, un băiat tristeț în ale mașinilor. Știe el care, Mariane, salutări, dacă te uiți la filmul ăsta. Și mie nu-mi indica nivelul la ulei, nu știam ce să-i fac. Mi-a zis că frâna de mână trebuie trasă și arată ulei, ca mașina să știe că stă pe loc. Am ajuns acasă, am vrut să fac la fel, n-a mai mers. Acum am pornit motorul și merge. Da? Merge. Deci merge. Da? Ieșim din meniu, mergem pe radio, oprim motorul. Da? Pornim motorul. Da? Car oil level. Arată nivelul. Nu știu. Asta e. Vom vedea. Hai să-i facem o intervenție. Ce-i facem? Hai să-i facem o suflare cu aer la praful de pe motor. Mergem aici la garajul principal. Da? Plin de praf, îi facem o suflare cu aer deocamdată, eventual o aspirare și mai vedem. Știam eu de ce nu merge treaba. Ia uite. Asta e baza. Da?
prima dată. Dăm pe asta un pic. Lăsăm să acționeze un pic. Dăm și pe aici un pic. Acum văd că mașina a fost ciocnită un pic. I s-a demontat bara pentru că rama asta este montată greșit. Trebuie să fie ca aici, nu așa. Da, o rezolvăm. Lucruri nesemnificative. Așa. Dăm și pe aici. Să sancționeze un pic. Și pe aici. Luăm o perie, o pensulă, da? Mamă, sunt în țari. Hai, mă încurcă camera, o vă arăt la sfârșit ce fac azi. Da, așa se prezintă după prima mână. Deci am dat cu soluție mafra. După care am clătit cu furtunul la presiune foarte mică și șters cu pensula. Uitați cum se prezintă toate etichetele, toate furtunele. Aici e dovadă că mașina are kilometri reali, nu sunt scurgeri. Ha? Cred că o să continui mâine pentru că deja sunt praf pe picioare de țânțari. Nu știu, aici la Târgu Jiu. Țânțari cât casa. De când mă știu eu. Nu știu de ce. Cam asta e. Haideți că o să o închid și mai facem mâine seară că nu se poate. Hai că am mai dat o mână și situația se prezintă cam așa. Încă nu-i total, dar chiar nu mai pot. M-au terminat în țari și pe mâini și pe picioare. Deci e un pic mai bine, da? Motorul arată altfel acum. Gata, continuăm mâine cu finalul. Ca lumea, făcut așa, ca de fabrică. La mână. Fără presiune, fără nimic. Aici e cam murdar ăsta. Să-i dăm cu ceva. Hey.
grosul l-am luat. Mai rămâne să facem pe aici mici detalii până când motorul va arăta ca și nou. Ce-i drept, e și frică să dau câteodată pe anumite piese, senzori, ca să nu se întâmple să apară vreo eroare. Așa. Mașina arată bine, are chiar toate componentele originale și gata, continuăm mâine. Punem asta aici, închidem prăvălia. Hai că îi dau și o cheie, să fiu sigur că nu s-a întâmplat nimic. Da, și totul are. Ia să văd uleiul, mai merge controlat. Nu mai merge. Deci, ia uitați. Nu are informații de nivel de ulei. Punem piciorul pe frână. Nu are. Ce are, nu știu, dacă știți să-mi spuneți. Dacă știți să-mi spuneți, vă rog să-mi spuneți. Deci acum nu mai dă nivelul la ulei. În fine, nu cred că e de la spălatul motorului, că și înainte făcea așa. Am pornit și motorul. Motorul merge perfect, râie. Da, gata. De zi, cu toate că aici e închis. Deci uleiul nu merge. Ia, n-avem frâna de mână tras. Ia să vedem. Tragem frâna de mână. Da? Și vedem nivelul la ulei. Ce-am făcut? Nu. Nu merge. Nici cu frâna de mână, nici cu mama ei și cu tatăl ei, nu merge. Da. Ia, oprim motorul. Frâna de mână trasă, da? Pornim motorul. Da? Dăm pe info. Service. Merge. Oil level. Nu merge. Nu știu. Poate știți vreunul și îmi spuneți cum fac să văd nivelul la ulei și de ce faci așa. Ce nu apăs, ce nu fac. Ce nu fac bine. Haideți, vă las, mă duc să editez filmul ăsta să vi-l pun. Seară bună.